Fericirea este o alegere. Venim din acest univers din care am descoperit mult prea puțin ca să putem răspunde la întrebarea exactă de unde venim. Că-l numim Dumnezeu, univers sau altcumva, tot ce ai îți poate lua oricine. Dar ceea ce ești cu adevărat, nu ți-a nimeni niciodată. Trupul este o haină care putrezește, dar sufletul e cel care pleacă. În felul meu vorbesc și astăzi cu Maica Domnului. Mi-am făcut altar acasă, eu am acasă un altar. Aveam perioade când mă așezam pe jos, în dormitor, în poziția lui Isus și îl rugam pe Dumnezeu să facă ceva, să se termine. Și acolo l-am redescoperit pe Dumnezeu. Bine v-am regăsit, dragilor, la altceva. Invitata mea din acest episod este o rara avis. Este o mărturie a faptului că lectura ne zidește, că ea ne construiește și mai este o mărturie a faptului că Dumnezeu ne cuprinde inima atunci când noi suntem pregătiți să îl primim acolo. Bine ați venit, doamnă Liana Voiculescu. Bine v-am găsit. Sunt în fața unui om pe care l-am cunoscut în urmă cu 2 zile. Am purtat o discuție și am găsit în dumneavoastră multă cunoaștere. Mulțumesc! Dacă v-ați cuprinde în câteva cuvinte, v-ați realiza un portret în cuvinte, care ar fi liniile definitorii ale dumneavoastră? Aici aș vrea să vă spun că în mod deosebit îi las pe alții să vorbească despre mine. Cred că este elegant așa. Însă, dacă ar fi totuși să spun ceva, aș începe spunând că sunt un munte de emoție, un Himalaya, dacă vreți. Viața mea, în ansamblu ei, a cuprins o multitudine de etape mai bune și mai puțin bune, care au avut și au darul de a mă înnobila. Am căutat să înțeleg esența din fiecare lucru. De mic copil mi-amintesc că m-a preocupat de unde vin lucrurile. Orice situație în care mă aflam, am dorit să înțeleg de unde vine, ce a determinat lucrul ăla. Și atunci toate întâmplările care, de fapt, nu sunt întâmplări, foarte multe sunt daturi, iar de noi depinde dacă le dăm o conotație specială sau nu. Durerile din viața noastră au menirea de a ne face mai buni. Dacă să ajungem la o astfel de înțelegere, este nevoie să nu renunțăm, să alegem partea pe care o percepem a fi bună pentru noi. Pentru că, de fapt, e foarte ușor să spunem ceva urât la adresa altuia sau să dăm vina pe cutare pentru că eu, uite, ce trăiesc sau ceea ce astăzi se întâmplă, oamenii se dau în judecată pentru orice lucru. Și ceea ce mă surprinde este să vorbim despre faptul că am nevoie să mă repar imaginea. Nu! Asta o fac numai dacă eu vreau, dar eu în mine pot să am o părere despre mine pe care tu să nu o poți clinti, indiferent dacă vine o jignire. Indiferent dacă se întâmplă ceva mai puțin bun. Dar această imunizare cred că este construită de înțelepciune.
E adevărat, aia vine odată cu vârsta. Niciodată pe un teren nisipos. Da. Este nevoie de aprofundare, este nevoie de o dedublare pe care poate că o înțelegi odată cu vârsta, să treci în spatele tău, să vezi dacă ești mulțumit cu ceea ce vezi, să fii foarte cinstit cu tine. A fi cinstit cu tine când te uiți dimineața în baie sau seara când ai stins lumina și îți faci un fel de bilanț al zilei și îți spui, Doamne, dar oare pe cine am supărat astăzi? Dar cum aș putea să schimb lucrurile în bine ca omul să mă perceapă de fapt așa cum sunt eu? E adevărat că nu totul depinde numai de tine. Pentru că dacă celălalt nu e receptiv, lucrurile se schimbă, dar de fapt este problema lui. Nu mai este a ta. Însă de tine depinde ceea ce faci ca să oferi o liniște celor din jur. Până la urmă, dacă noi ne construim în interiorul nostru și devenim puternici ca o fortăreață în interiorul nostru, vulnerabilitățile se sting, vulnerabilitățile în fața celorlalți. Așa este, dar asta, în afară de experiență, o face și cartea. Studiu. Dumneavoastră proveniți dintr-o familie care a dezvoltat un cult pentru cărți. În apartamentul familiei din Pantelimon, găseați în copilăria dumneavoastră ca un altar, o bibliotecă construită de bunicul dumneavoastră și lăsată moștenire dumneavoastră de tatăl dumneavoastră, pentru că tatăl dumneavoastră colecționa acele cărți și vi le încredința ca pe o zestre. Da. De la momentul nașterii mele și a fratelui meu, Geamăn, tata cumpăra cărți și scria pe ele numele, prenumele nostru și data. Am și acum cărți de așa din perioada aceea. Într-adevăr, pe hol torna o mare bibliotecă și tata citea, deși mă trag dintr-o familie de oameni foarte simpli. Însă erau perfect conștienți că numai cartea te poate ridica în viață și definitiv doreau pentru noi să devenim ceea ce ei nu reușiseră. Mai târziu și mama, care a luat la fabrica unde lucra un stand de cărți tocmai pentru a mări bugetul familiei, cărți care într-o anumită măsură, fiindcă aveau valori inestimabile, ajungeau și la noi în bibliotecă. Tata însă vorbea cu mine des despre asta și mi-amintesc că era o mare pasiune pe vremea aceea să citești romanele lui Dumas, aventura pe care... Am copilărit de asemenea cu romanele lui Dumas. Da. Da. Și mi-amintesc că în clasa a treia s-a rugat de mine vreuna în jumate să citesc Cuore de Edmondo de Amicis. Însă viața a avut darul, pentru că a fost... Am trăit o situație extrem de dureroasă care în final m-a dus la a mânca pe pâine cărțile. Durerea v-a apropiat de cărți? Durerea m-a apropiat, n-am crezut că o să fie, dar în afară de durerea în sine, așa cum se întâmplă deseori, un profesor poate să
devină mentor în viața ta și datorită lui, pentru că are o anumită manieră de predare sau o încărcătură sufletească deosebită, să te ducă pe un făgaș ca într-un final să devii ceea ce îți dorești. Povestea a fost așa. În clasa a patra ne-a murit o colegă de clasă. 28 de copii am fost devastați. Au fost și mulți părinți și mulți profesori care vorbeau despre asta. Mama m-a văzut plângând și a sunat învățătorul și a spus că nu ne lasă la mormântare. A fost îngrozitor de trist. Momentul, mi-amintesc că mi-au povestit colegii ulterior cum se făcea, nu știu, poate și astăzi, cu rochie de mireasă, vă dați seama, la 10 ani. Dar după un an de zile am mers cu toată clasa într-o comună lângă București, unde s-a ținut parastasul. Cred că era iunie sau mai, pentru că se mâncau cireșe. Copiii se jucau în curte și mi-amintesc că am văzut printr-o ușă deschisă cu mama ei și sora mamei, mestecau într-o creatiță mare de mâncare și lacrimile se nodau în barbă. Sunt atâția ani până astăzi și eu n-am uitat. E vie acea imagine tulburătoare. Este incredibilă. M-a marcat foarte tare. Mi-amintesc că am fost foarte tristă și tot drumul până acasă. Deși fusese o zi frumoasă, pe drumul de întoarcere a început o ploaie torențială. Și de la locul unde ne-a lăsat mașina, toți copiii am plecat alergând la casele noastre. Și știu că stăteam la fereastră, etajului 3, mă uitam pe geam și vedeam blocurile terne, copacii la fel, pentru că atunci încă nu învățasem să iubesc ploaia. Și o percepeam așa cum puteam eu la vârsta mea de 11 ani. Și în gândul meu era mereu ideea: Doamne, dar de ce oamenii pleacă și mor și tu rămâi și suferi? De ce se întâmplă asta? Și deodată gândul meu a fost: da, dar există ceva ce nu te dezamăgește niciodată. Cartea. Și atunci m-am dus în bibliotecă și am luat cei 3 muschetari și am continuat cu toată trilogia și am citit mult. Și v-au dezamăgit vreodată cărțile? Niciodată, niciodată. La 16 ani citeam Viața lui Eminescu, care m-a fascinat. Și aici mi s-a părut fabulos că așa o personalitate care sper să rămână peste secole, la moartea lui nu s-au găsit martori care să semneze decât 2 oameni de serviciu care erau complet analfabeti și a fost nevoie să-și pună amprenta degetelor. Și cu toate astea s-a constatat că a avut, creierul lui a cântărit 1600 de grame, cât a lui Schiller,
deși creierul obișnuit cântărește mult, mult mai puțin. Cărțile ne eliberează? Cărțile ne fac mai puternici, cărțile ne dau curaj. Cărțile ne ajută să ne lărgim orizontul și să percepem cât mai mult posibil esența lucrurilor și implicit a lumii în care trăim. Însă depinde de noi ce alegem din ele. Eu cred că în toată perioada când omul este mic până când atinge o vârstă de pleacă pur și simplu pe drumul lui, e nevoie de o aprofundare a cărților la nivelul lui, pentru vârsta lui, pentru că mi-amintesc profesoara de limba română pe care am adorat-o din clasele 5-8 și care mi-a marcat foarte mult alături de părinți existența plină de cărți, de informație până la urmă. Spunea în clasa 8-a, ok, puteți să citiți pe aripile vântului, dar o veți percepe diferit acum față de cum ați percepe-o la 18 ani. Așa că e mai bine să citiți cărți care se potrivesc vârstei. Pentru că fiecare carte are o vârstă. Nici nu știu dacă e foarte așa. Cred că mai degrabă e nevoie ca noi... Știți, cartea o înțelegi diferit, depinde de conjunctură. Ați văzut că de multe ori treci pe lângă un loc și nu știi că acolo e cu tare lucru, dar atunci când sigur ai nevoie, îl vei vedea. Așa e și cu cartea. Din tot ce citim, rămânem cu foarte puțin. De aceea e bine să citim mult, însă la un moment dat ne putem aminti de o anumită carte sau o anumită experiență care să fie extrem de contemporană cu noi, chiar dacă s-a petrecut în urmă cu sute de ani. Care este cartea care a sădit în dumneavoastră cea mai puternică sămânță a cunoașterii? Am să vă spun sincer că mai degrabă, citind de mic copil, fiecare perioadă a vieții mele a fost marcată de anumite cărți. Acum, dacă mă puneți, nu mai citesc beletristică, că nu mai pot. Adică nu mă mai atrage. Însă au fost cărți care m-au marcat la vremea respectivă, Arta conversației a Ilenei Vulpescu, care a lăsat, spuneam atunci că am câștigat 5 ani din viață citind în adolescență această carte, dar nu pot să vorbesc mai puțin despre La Medeleni de Ionel Teodoreanu sau Lorelai. Au fost etape și etape. În momentul în care am lucrat în corporație, atunci m-am ghidat către cărți care m-au ajutat să mă dezvolt profesional, dar au venit atunci când eu aveam nevoie să înțeleg lucruri. Sigur că după Revoluție, deschiderea asta sufletească pe care toți o aveam și dorința de a ne trezi la o nouă viață cu multă speranță, cu convingerea că vom reuși în multe lucruri, cu noul care apărea în viața tuturor la vremea aceea, mai ales pentru cei care aveam atunci în jur de 25 de ani, 30, mai puțin, 26-27 de ani, a contat foarte mult, fiindcă elanul ăsta tineresc pe care îl aveam ne ajuta
să înțelegem și să dorim să fim mai buni la vremea aceea. Dar acum putem vorbi de cu totul altfel de cărți, fiindcă perioada pe care am trăit-o, având în vedere că soțul meu, partenerul meu de viață și de suflet, a fost nevoit să petreacă o vreme în închisoare, m-a dus către alte căi și acolo l-am redescoperit pe Dumnezeu, am pornit către o cale de introspecție foarte profundă și mi-am dorit să înțeleg de ce se întâmplă tot ce se întâmplă. Vedeți, copil fiind, mi-amintesc că aveam în jur de 8 ani și bunica mea mi-a luat mâna și, vorbindu-mi de Dumnezeu, mi-a spus: în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, amin. Și mi-a explicat cât de bun este. În momentul în care Dan a fost condamnat, am spus așa: bun, Băsescu și toată echipa lui, sistemul de atunci, te-au băgat în închisoare. Sigur, probabil o să spuneți că nu Băsescu în esență, nici nu e important. Important e că s-a creat un sistem care a făcut posibil lucrul ăsta. Vă referiți la perioada 8 august 2014, da, iulie 2017, exact, când soțul dumneavoastră, domnul Dan Voiculescu, a fost condamnat, arestat, da, deținut, și în care dumneavoastră, pe de o parte, domnul Dan Voiculescu de cealaltă parte, ați urcat Golgota familiei. Ați pătimit. Mi-ați făcut cadou și vă mulțumesc o carte despre care nu au apărut foarte multe mențiuni în spațiul public până în acest moment, pentru că este o carte proaspătă. Așa este. Semnată de soțul dumneavoastră, da, de domnul Dan Voiculescu, 1077 de trepte, reprezentând fiecare treaptă, zilele. Fiecare zi pe care el a petrecut-o acolo. Și odată cu el, și noi din familie, toți, fiecare. Și fiica dumneavoastră. Și fiica, dar și fetele, da, lui. Și toți cei care au fost foarte aproape de el și au înțeles durerea și într-un fel sau altul au făcut parte din destinul lui. Fiindcă, deși e greu să mă gândesc la momentul acela, am parcurs o etapă, cum spuneți, Golgota. Sigur că poate comparația este mult prea mare, dar știți că până la urmă suferința omului este individuală. Și fiecare persoană are o cruce, o simte, decărat în, da, spate. Sigur că da, sigur că da. Aș vrea să fac aici o paranteză. Odată am văzut o pictură care m-a fascinat. Doi oameni mergeau cu câte o cruce în spate, mare, foarte mare. Abia o duceau. Și tot mergeau, și tot mergeau, dar unul l-a rugat mereu pe Dumnezeu: te rog frumos, mai micșorează-mi crucea asta, puțin. Și Dumnezeu tăia din ea. Și el putea să meargă mai ușor. Dar celălalt o căra, în continuare o căra, mai făcea câțiva pași, mea, iar, te rog frumos, ajută-mă, mai taie-mi puțin din crucea asta, mai fă-o să fie mai mică.
Și tot tăia și tot tăia până când, împreună, cei doi au ajuns deasupra unei prăpăstii. Cel cu crucea mare a pus crucea peste prăpastie și a trecut peste ea. Ca și punte. Exact. Dar celălalt a căzut. Deci până la urmă, tot, nu numai că tot ce ne omoară ne întărește, însă depinde de fiecare din noi să vedem o latură care să ne ajute să ieșim din situație, să ne nobilăm cu experiența trăită și nici de cum să ne plângem de milă, cum văd la tot pasul că se întâmplă, pentru că astfel de lucruri, sigur, și datorită cărții, dacă ajungem să-l citim pe Constantin Zorin, care a fost un preot ortodox rus și medic psihiatru în același timp, am putea să reușim și să parcurgem și să fim ceea ce suntem astăzi. Și să ne învățăm lecțiile pe care le primim. Da. Da. Mai devreme vă întrebați că în acel moment, august 2014, v-ați întrebat de ce meritați. De ce se întâmplă asta? De ce e nevoie să pătimiți? Da. Și ați înțeles de ce a fost nevoie? A urmat un drum lung în care, mergând și stând cu pusnicii, mergând constant la liturghie, rugându-mă, pentru că să știți că rugăciunea în astfel de situații e nevoie să fie până la lepădarea de sine. Să simți că pur și simplu ai renunțat la tine în fața lui Dumnezeu, rugându-L ca lucrurile să se schimbe. Aveam perioade când mă așezam pe jos, în dormitor, în poziția lui Iisus și îl rugam pe Dumnezeu să facă ceva, să se termine. Și ce crezi că mi se întâmplă? Venea copilul care spunea, mama, fă-mi și mie ceva de mâncare, sau suna telefonul, sau cineva din casă avea o rugăminte. Și realizam că, de fapt, Dumnezeu mă ajuta să mă ridic și să continui, sau să o iau de la început, să mă gândesc că și mâine e o zi și să merg mai departe, să-i ajut pe cei din jurul meu, pentru că în perioada aceea tata era foarte bolnav și unul din lucrurile esențiale ale vieții mele a fost și a rămas, pentru că mama încă trăiește, deși are 85 de ani, a fost să mă port cu ei ca și cu doi copii. Să am grijă de ei și n-am cum să nu mulțumesc și astăzi. Să le oferiți o copilărie la bătrâneți. Știi ce important este starea? Starea permanentă, să ajut să se păstreze o emoție, o energie constantă bună. Este, de fapt, lucru pe care astăzi, cum să vă spun, lucrez la el. Rog pe Dumnezeu să mă ajute, însă mi-aș dori foarte mult, pentru că ceea ce aveam să citesc ulterior, am înțeles că este posibil să-ți creezi o emoție constantă, liniștită sau măcar, indiferent de intemperiile vieții,
tu să accepti, fiindcă acceptarea este deosebită, dar percepută diferit față de cum ar face un tânăr care spune... Acceptarea ca și asumare. Ca și asumare. Pentru că aveați la îndemână atunci instrumentele învinovățirii celorlalți, învinovățirii unor persoane, învinovățirii sistemului, dar v-ați asumat. De unde... mai mult să știți că am ajuns să le pun lumânări. Și eu rog pe Dumnezeu să ierte. Nu cum se spune în popor, întoarse. Nu. Nu. Pentru că ați găsit liniștea în interiorul dumneavoastră. Da. Și puterea aveam de a ierta. Aveam nevoie de evoluție în viața mea. Știți că oamenii spun... sunt cea mai bună versiune a mea astăzi. Bun. Se poate și asta. Nu am nimic împotrivă. Dar de fapt, sunt cumulul tuturor emoțiilor și experiențelor pe care le-am trăit până acum. Asta sunt eu astăzi. Și de fapt fiecare dintre noi. Pentru că fără ele n-aș putea să fiu ceea ce sunt astăzi. Însă atunci când o privești conștient, pentru că nu o facem permanent, ca să reușești să-ți ridici nivelul de conștiință, să te percepi deasupra lucrurilor, ca să poți să selectezi ce este cu adevărat important în viața ta, e cale lungă. Nu se poate imediat. Ea, în principiu, vine odată cu vârsta, în unele situații niciodată. Însă, de noi depinde dacă alegem asta. Fericirea este o alegere. Însă, inclusiv starea de bine. Inclusiv când studiez un lucru și mă gândesc să-l judec, pot să aleg latura bună sau mai puțin bună. De mine depinde ce aleg. Dintr-o astfel de situație pe care noi am trăit-o, puteam să alegem latura îngrozitoare sau nu? Abisul era aproape de dumneavoastră. Domnul Dan Voiculescu se afla în închisoare, tatăl dumneavoastră... A și murit tata. A și murit în acea perioadă. Da. Iar fiica dumneavoastră, Dana, avea numai 14 ani. Da. De unde a izvorât această putere de stabilitate, de a echilibra familia din rugăciune, din întâlnirea cu Dumnezeu? Și din rugăciune, pe Dumnezeu îl întâlnisem de mult, însă a fost nevoie de o aprofundare. Mi-amintesc că părintele duhovnic mi-a dat ca și canon să citesc Noul Testament și citeam în fiecare zi câte două capitole și m-au fascinat. M-a fascinat, de exemplu, faptul că înțeleptul David, Marele David, astăzi vedem la tot pasul că sunt o mulțime de mame care pun acest nume băieților. A fost un conducător de oști care a asuprit popoare, a distrus teritorii, a luat sclavi și se credea de neatins și totuși, la un moment dat, a mers către mântuire. S-a îndrăgostit de soția generalului de armată, l-a trimis în război ca să moară acolo, s-a căsătorit cu ea. Când i-a spus că e însărcinată, a fost în culmea fericii, dar la naștere copilul a murit. Și atunci s-a întors la 180 de grade și a devenit foarte pios și a reconsiderat viața
Iar la sfârșitul Bibliei noi putem găsi, ca și în Evanghelie, pildele lui, iar pentru iertarea păcatelor a scris în jur de 73, dacă nu greșesc, de psalmi din cei 151. Iar unul din fiii lui avea să devină înțeleptul Solomon. Deci este incredibil cât de mult îi poate schimba durerea pe oameni. Tatăl meu n-a fost credincios. Dar boala l-a apropiat de Dumnezeu, l-a apropiat de părintele care venea des. Eu mi-amintesc că i-am făcut maslu și sigur că la noi în casă veneau des preoții și țineau slujbe. Mi-amintesc că fiica mea îmi spunea mama și popii ei. Așa era, e cu adolescentă. Adolescenții. Avea voie. 14 da. Ani. Și mi-amintesc că tata a început să delireze. A venit părintele duhovnic și mi-a spus nu va mai trăi mai mult de 6 luni. Și a fost momentul când pe mine a început să mă preocupe ca niciodată unde pleacă. Și am început citind viață după viață, în care un medic a adunat 50 de cazuri de moarte clinică și este fabulos să vedem că este acolo un numitor comun al tuturor cazurilor. Și când tata delira, mi-amintesc că citind cărți despre care am să vă vorbesc imediat, am înțeles ce îi se întâmplă de fapt. Noi, tipologia științifică este delir, dar de fapt ei văd într-adevăr apropierea sufletelor oamenilor, fie pe care i-a pierdut, fie care au fost importanți pentru ei și încă mai trăiesc. Erau constituie o etapă din viața lor. O etapă din viața lor, fiindcă îmi spunea, dar de ce au venit oamenii ăștia să mă vadă? Și mă uitam pe terasă, nu era nimeni. Și mama se speria. Cu toate astea, tata nu a murit până a venit preotul. A venit preotul în dimineață și mama i-a spus că a venit și a pus mâinile pe piept și a murit. S-a încredințat veșniciei. Absolut. Și-a terminat treaba, să știți. Oamenii care pleacă, citesc mereu ziarele și văd... Noi le plângem de milă, însă, dacă ar fi după mine, i-aș elogia. Pentru că fiecare om, indiferent cine a fost, sigur, nu vorbim de dictatorii, pentru că ei au ales să devină, nu vorbim de cei care au făcut lucruri foarte rele unei pături foarte mari de oameni, ci vorbim pur și simplu, la modul individual, oamenii își termină treaba și au încheiat misiunea și au plecat. Și, de fapt, își continuă călătoria. Ulterior, viața mi-a oferit șansa să citesc niște cărți incredibile, fiindcă relația mea cu Dumnezeu a continuat. În felul meu vorbesc și astăzi cu Maica Domnului. Nevoia de a simți esența lucrurilor a fost și va rămâne până la sfârșitul vieții mele foarte mare. Nu există întâmplare, există doar lucruri care sunt.
Ne folosim liberul arbitru, e adevărat. Este nevoie de asta. Însă momentul plecării este doar o încheiere de etapă. O perioadă când m-am dus la mormântul tatălui meu, încă simțeam că e acolo. Dar astăzi, după atâția ani, dacă mă duc, de fapt, nu de acum, de ieri, de alaltă, de câțiva ani buni, simt că nu e acolo. Pentru că, practic, trupul este o haină care putrezește, dar sufletul e cel care pleacă. Și de care ne dezbrăcăm în momentul în absolut, care plecăm. Absolut. Și el pleacă ca ulterior să se întrupeze din nou. Sigur, e posibil ca biserica să nu fie de acord cu mine. Respect asta. Însă și dreptul meu este, aprofundând cărți, și mai mult de atât, eu cred că avem nevoie de evoluție și că peste sute de ani, poate o mie, să aflăm exact ce s-a întâmplat și cum este dincolo. Este nevoie de asta. Am citit cărți unde mari specialiști, profesori la Harvard, vorbesc despre asta. L-am descoperit într-un final, după ce am aprofundat și alte cărți, inclusiv marele Yogananda, care a murit sfânt și care stătea în poziția lotus de la 9 ani timp de 3 ore în așeramuri, în adevăratul sens al cuvântului, că știm că există și unele mai puțin ortodoxe, ca să le percepem așa. Și într-adevăr, acum a fost nevoie, la 50 de ani, să mă spovedesc prima oară și ulterior să intru într-o lume în care hipnoza regresivă să îmi ofere răspunsuri. Nu mai vorbesc de starea pe care o aveam după, pentru că este o eliberare. Atât timp când cel care este psihologul specializat pe așa ceva te duce în această zonă și o face profesionist, definitiv experiența este uimitoare și ea te va duce către a descoperi răspunsuri la foarte multe întrebări și implicit de a găsi lumina. Da, energia pe care o poate degaja o astfel de stare te ajută să fii mai departe, te ajută să devii și poți atinge un nivel pe care eu încă nu l-am. Mi-aș dori să reușesc. Nu știu nici măcar dacă merit asta. Sunteți în drum. Sunt pe drum, da. Spre acel nivel. Și vă mulțumesc pentru aceste cărți pe care mi le-ați dăruit înainte de a începe să înregistrăm. Călătoria sufletelor, viața dintre vieți și destinul sufletelor, studii de caz asupra vieții dintre vieți. Îmi recomandați și cronologia, așa cum le-a citit da, dumneavoastră așa pentru, citit pentru eu, a le înțelege. Deși el nu le-a scris așa. Acest om extraordinar, Michael Newton, a avut un curaj nebun. A fost profesor doctor în hipnoză regresivă, a ținut conferințe, a intervievat, a făcut hipnoză cu peste 7.000 de oameni în decurs de 30 de ani. A scris și alte cărți, însă eu felicit editurile care au curajul și au înțelepciunea să scoată pe piață
aceste cărți. Există și alte cărți în limba engleză. Este într-adevăr un mare curaj pentru că, iată, citesc, ce ești pe cale de a citi în această carte, îți va zgudui ideile preconcepute despre moarte. An de-a rândul, autorul a purtat în lumea spiritelor mii de persoane. Cele 29 de cazuri prezentate în acest volum cuprind comunicările unor persoane foarte religioase, care nu sunt aproape de Dumnezeu, nu s-au lepădat de El. Cu atât mai mult. Însă aceasta este interesantă prin faptul că ne oferă să înțelegem cum este între viețile pe care le trăim. Ce se întâmplă? Ajungerea în fața Consiliului, întâlnirea cu grupul de suflete pe care îl are fiecare. Ceea ce numim noi judecata de apoi. Da, nu este judecată, să știți. Totul acolo se petrece de la un nivel pe care e greu de perceput. Și Părintele Vasile Ioana mărturisea într-o ediție anterioară faptul că judecata o numim noi, dar de fapt pe noi ne judecă faptele noastre, nu avem judecători. Întotdeauna. Doar noi, prin faptele noastre. Întotdeauna când ne întoarcem, avem un dat, adică vrem, nu vrem, ni se întâmplă anumite, trăim anumite experiențe de care avem nevoie, plus în cazul în care am creat dureri imense, inclusiv la nivelul unei societăți, cu cât responsabilitatea pentru un număr mai mare de oameni s-a manifestat și am ales răul și nu binele, cu atât vom trăi experiențe dureroase. Există situații în care plecăm pe alte tărâmuri, unde este foarte greu de acceptat, așa cum dacă am creat lucruri incredibile și vorbesc aici lucruri foarte bune, avem și șansa să mergem pe alte tărâmuri unde simțămintele sunt extrem de pozitive. Este uimitor că există astfel de oameni, nu este singurul. Cei care doresc să ajungă să citească aceste cărți, sunt convinsă că mulți le-au citit, însă e bine să pornească pe un anumit drum, ca să nu pară că din clasa întâi te duci la universitate și atunci sunt mult mai mulți. Să nu sară peste aceste trepte. Ele ar trebui parcurse este una câte una. Este o viziune, una. Sigur că da, exact. Eu l-am descoperit pe Constantin Zorin citind Ghimbele din trup și apoi încă 6-7 cărți ale lui, în care vorbește inclusiv despre păcatele părinților și bolile copiilor. Totul are un sens. Ne întrebăm de ce unii copii suferă de maladii cumplite la 7 ani, la 6 ani, totul la 8 ani. Totul are darul de a ne schimba în bine, de a înțelege esența lucrurilor. Dar asta este un lucru pe care îl face fiecare în felul lui. Vreau să vă spun că a existat Constantin Portelli, care a avut un curaj nebun și a reinterpretat Apocalipsa, ultimul capitol din Biblie, într-un alt fel. Pentru că pe vremea ereziei, cu siguranță interpretarea ei a fost ca să producă frică, teamă, tocmai ca anumiți oameni să poată conduce o masă imensă de oameni. Însă acest om a avut curajul, studiind istoria religiilor, culmea a fost, și îmi cer scuze, e posibil să trăiască la 90 și
2 de ani, mi-amintesc că m-am uitat pe Twitter și încă scria, s-au publicat multe cărți ale lui. El a fost medic cercetător și există cărți care pot fi extrem de utile pentru cei care știu biologie, chimie foarte bine. Însă pe mine această carte m-a fascinat pentru că a dat o altă interpretare. Și la fel ca și acestea, sunt o mulțime care ne pot duce către un drum pe care nici măcar nu-l credem posibil. Eu cred că și societate ne aflăm și datorită, sau din cauza mai degrabă, războiului la care asistăm astăzi și toată lupta asta pe care oamenii o trăiesc de atâția ani, este nevoie de o întoarcere către spiritualitate, către a descoperi noi valențe, către o înțelegere, o renunțare la agresivitate. Până la urmă, vorbim despre a părăsi întunericul. Da, numai că depinde de fiecare cum îl privește, știți? Pentru mine, întunericul poate să fie altfel decât întunericul altcuiva. Că percepția e dată de informația pe care o dețin, de ceea ce știu deja. Cu cât orizontul este mai larg, cu atât voi fi mai curajos și îmi voi dori să înțeleg mai multe. Fac o mică paranteză. Cum explici unui orb culoarea roșie? Îi vorbești oare despre iubire? Îi iei mâna și o mângâi ușor și apoi o strângi cât mai tare? Îl faci să simtă adierea vântului? Apoi îl strângi în brațe până nu mai poți? Sunt atâtea momente speciale pe care le putem privi la un nivel înalt, însă de noi depinde. Numai de noi depinde. Afirmați că fericirea e o alegere a noastră? Este, pentru că eu pot să mă bucur și de adierea vântului. Pot să mă bucur și dacă nu reușesc, că nu am bani să-mi cumpăr un lucru. Poate nu pot acum. Și mie mi s-a întâmplat. Dar timpul ne poate aduce în situații incredibile, mai ales dacă suntem buni. Și ne poate aduce și în situația de a înțelege ploaia pe care în copilărie nu o înțelegeam. Exact. Pe mine Dan m-a ajutat, mi-a însuflat lucrul acesta, m-a învățat să iubesc ploaia. Însă, am să fac doar o mică paranteză și am să spun că este o universitate. Este o școală incredibilă. Eu am ajuns, am reușit să conștientizez câtă măreție este să ai lângă tine un om de acest calibru. Pentru mine nu e important că cineva apasă pe 540.000 de mesaje negative la adresa lui sau a mea, pleacă în online. Cine are într-adevăr suflet și capacitatea să judece lucrurile, n-are cum să-i dea acestui om valențe negative. De regulă ne judecă cei care au rădăcini în întuneric și întâlnim judecăți strâmbe de foarte multe ori. Dar este și mai simplu. E mai simplu să arunci și cu un oroi sau să... Și într-adevăr, până la când urmă... Când mergi pe stradă, te duci la piață. Zgomotul e mai strident.
decât tăcerea. Exact. M-aș întoarce la acea perioadă în care soțul dumneavoastră s-a aflat în închisoare și am înțeles că ați găsit resurse pentru a ierta, pentru a vă apropia de Dumnezeu și a nu vă îndepărta, cu toate că premizele ar fi fost să îl învinovățiți pe Dumnezeu pentru această nedreptate. Și să se nască, știți? Și să se nască un sentiment de revoltă în interiorul dumneavoastră. Vă pot spune că treci prin astea, că n-ai cum, însă depinde unde te opărești. Și cum ne recalibrăm. Exact. A fost perioada când copilul avea vârsta adolescenței, o vârstă foarte dificilă. Și a fost nevoie să învăț calea responsabilității, asumarea. Un lucru pe care l-a ales să... Cum ați educat-o în acest sens practic? Pentru că aici voiam să mă refer. Dumneavoastră ați găsit răspunsuri în Cartea Cărților, în Biblie, în celelalte cărți. Dar un copil la 14 ani se întreabă de ce tata e acolo. De ce tata nu este lângă noi? Și au fost totuși 3 ani. Au fost... El a avut forța să nu accepte să vină la el. Și astăzi îi mulțumesc pentru asta. Pentru că imaginile pe care un copil le vede, pe care nu le realizează pe deplin atunci, îl vor marca toată viața. Și pun amprentă. Incredibil. Oricum, s-a maturizat peste noapte. A înțeles lucruri sau poate că nu în totalitate, definitiv, timpul și experiențele pe care le va avea o vor face să privească diferit lucrurile și sper extrem de înălțător la un moment dat, e drumul lung până acolo. Tot ce am dorit să fac pentru ea atunci, în afară de a-i asigura traiul zilnic, să-i arăt că sunt o mamă bună și să-i explic că ceea ce alege să facă poate avea o conotație bună sau rea, negativă sau pozitivă. Însă i-am vorbit despre consecințe. Dacă faci asta, înseamnă asta. Dacă faci asta, te duci pe drumul celălalt. De tine depinde, pentru că este și vârsta când toți vor să fie ca ei, vor să aibă ultimul cuvânt, se modifică foarte mult și la nivel hormonal și din multe puncte de vedere. Se naște un sâmbure de rebeliune în interiorul și în interiorul nostru la acea vârstă până la urmă. Da. Nimeni nu este ocolit de această etapă a vieții, de adolescență. Fiica dumneavoastră, Dana, conduce astăzi o fundație de solidaritate și îl moștenește pe domnul Dan Voiculescu în mediul de afaceri. E mult spus. Deocamdată este un drum pe care și l-a deschis. Sigur că își dorește să reușească să facă lucruri deosebite. Se focusează inclusiv pe fundație. Este o mare iubitoare de animale și de oameni în vârstă. De câțiva ani buni se duce constant în perioada Paștelui și a Crăciunului și duce diverse ajutoare, inclusiv la copii, mai puțin, nu știu, norocoși, să zicem. Însă are o mare sensibilitate pentru oamenii foarte în vârstă să-i ajute financiar și iubește animalele incredibil. Este și construcția dumneavoastră
Și probabil că relația pe care ați avut-o și o păstrați cu mama dumneavoastră, a spus-o în oglindă, în relația cu fiica dumneavoastră, cu Dana? Nădăjduiesc. Mama a fost într-adevăr și este un exemplu. A fost o forță inimaginabilă și mama și-a pus foarte multă amprenta pe mine. Tata, din păcate, a fost bolnav mai toată viața. Poate de aia mi-a corespuns un partener de viață cu ceva mai mulți ani, fiindcă am văzut în el o combinație extraordinară între soț, iubit, dar și părinte. Cumva ați și prescris un tratament pentru asemenea perioade de durere. Rugăciune. Să știți citit. Că mi-a fost dat să văd și relațiile care s-au fragmentat. Este foarte greu să reziști în această perioadă, dar și după. Fiindcă pentru cei care au multă școală și ajung acolo, intervine nevoia de recalibrare și de identitate. Dispare identitatea acolo? Nu neapărat, însă poate deveni diferită. Plus că, neavând acces la informație decât sub formă de cărți, dar nu internet, nu mai simți pulsul societății așa cum îl vezi după. Când te întorci definitiv, în 3 ani de zile, viața e diferită, lumea e diferită, o percepi altfel. Eu nu pot să vorbi în numele lui. Eu pot să vă spun din punctul meu de vedere cum am văzut și în alte familii. Sunt familii unde relația s-a destrămat. Chiar dacă în mod deosebit, femeia a fost cea care a stat, a avut grijă de copii, și-a făcut mai mult decât datoria, cât și a folosit emoțiile și sentimentele pozitive ca lucrurile să fie duse pe un făgaș, și numai că este foarte greu când oamenii se întorc, până și tu ești altfel. Sunt foarte multe așteptări de la tine către celălalt, de la el către tine. Copiii care au trăit într-un fel pentru că a fost nevoie să se adapteze la un nou stil de viață și după aceea revin, dar nu mai sunt la fel. Pentru că nimeni nu mai rămâne la fel. În 3 ani ne modificăm. Incredibil. Care cred că a fost și mai puțin. Primul lucru pe care i l-ați spus în momentul în care l-ați îmbrățișat după 3 ani? Să știți că în clipa când era acolo, mi s-a întâmplat un lucru. M-am dus la o cofetărie unde mă duceam des. Și erau două vânzătoare care făceau curându-și și mă întâlneam cât cu una, cum cealaltă. Era una mai în vârstă, care era tot timpul supărată. Și într-o zi m-a abordat și mi-a spus, știți, eu sunt foarte tristă și avea lacrimi în ochi. Fiindcă mi-a murit fata de 30 de ani. Și nu mai am pe nimeni. Sunt singură. Mi s-a pus un nod în gât și m-am chinuit să respir. Și în momentul ăla mi-am spus, Doamne, bine că n-ai murit. Ți-e dat să înduri atât de mult încât te descoperi
Și nu-ți vine să crezi cum ajungi. Astăzi, dacă ar fi să vă răspund la întrebare ce i-am spus, nici nu știu ce i-am spus, știu doar dacă vezi, simt strângerea în brațe, îmbrățișarea aia nebună, revenirea, întoarcerea și sigur că îi mulțumesc lui Dumnezeu și în culcare și în sculare Maicii Domnului și tuturor sfinților care cărora m-am rugat și în felul meu sunt convinsă că m-au ajutat să fiu cine sunt astăzi. A fost atunci pentru dumneavoastră, pentru domnul Dan Voiculescu, așa metaforic ca o moarte și o reînviere, da, momentul întoarcerii. Spuneați că nu puteți vorbi în numele soțului dumneavoastră, dar soțul dumneavoastră vorbește astăzi, ne vorbește nouă la această masă prin această carte. Da. Și am să citez puțin din ea. Repet, cartea a apărut la editura Rao în decembrie. Au fost foarte puține mențiuni în presă pentru că nu a început promovarea ei. Se va începe în curând și începem noi astăzi promovarea ei. Citez, scrie domnul Dan Voiculescu: spre prânz în strada văzută prin fereastra de la etaj se adunau tot mai multe mașini. Vorbește despre data de 8 august 2014, da, ultima zi în libertate și prima zi în arest. Și spune, se adunau tot mai multe mașini de la presa care venise să-și facă treaba, să acopere subiectul zilei, condamnarea lui Dan Voiculescu. Pentru că, într-adevăr, cu o singură firească excepție, pentru toate celelalte instituții media eram deja condamnat, singura necunoscută fiind eventual natura și cuantumul pedepsei. Însă înțelegeam bine că reporterii care își făceau meseria dincolo de geam, sub soarele torit de august, nu aveau nicio vină pentru politizarea sistematică a acestui caz. La un moment dat, chiar am rugat pe cineva să le ducă câteva sticle de apă rece, asumându-mi că astfel risc să mă aleg cu încă o acuzație de manipulare a presei. Iată că din aceste rânduri reiese faptul că găsise puterea de a ierta. Așa este, dar nu numai asta. Și, cartea, și de asumare. Da, este un om extrem de asumat. Și eu cred că numai un om foarte puternic poate să reziste acolo și apoi să se recalibreze și să scrie cărți sau să-și continue viața într-un mod armonios. Știm foarte bine că au fost oameni care au fugit din țară, nu? El și-a asumat. Mi-amintesc că eram câțiva pe care a luat în brațe înainte să plece. Știți, există latura asta urâtă când jurnaliștii îți vin la poartă, îți hăituiesc familia, copiii, pentru că ei de fapt ascund mult rău. Însă, poate, nu știu să spun, există un sens în toate astea. Asta nu înseamnă că cei care comit lucruri îngrozitoare nu plătesc mai devreme sau mai târziu. E valabil pentru noi toți, indiferent. Dar când nivelul este atât de mare și alegi să asuprești în loc să dezvolți, cred că pentru secole care urmează ai mari șanse să rămâi un om foarte mic. Păcatele se șterg greu, se șterg de regulă ușor prin fapte bune. Însă este treaba celui care a săvârșit, nu a mea, nu a lui, fiecare om după propriile fapte.
Credeți că regăsirea lui Dumnezeu de către dumneavoastră și această transformare din acel moment a dus și la schimbarea domnului Dan Voiculescu, pentru că, iată, sunt puțini care cunosc, anul acesta va absolvi facultatea de teologie. Exact. Exact. A dorit să aprofundeze mult mai mult relația cu Dumnezeu și la o vârstă destul de înaintată a ales calea aceasta. Definitiv este o evoluție. E nevoie să fii incredibil de puternic ca să ajungi să faci asta. L-ați purtat pe drumurile deja străbătute de dumneavoastră în acea perioadă și mă refer aici la Prislop, la mănăstirile din Munții Rarău, din Bucovina. V-ați rugat la Ghighiu și vă rugați în continuare la icoana făcătoare de minuni de acolo. Nu numai, dar mi-am propus ca prima plecare în Grecia să fie la Părintele Nectarie în Egina. Și am fost, pentru mine, șansa pe care Dumnezeu mi-o dă ca să pot să fiu în anumite lucruri, deși și la Radu Vodă. La Radu Vodă m-am dus de foarte multe ori, iar în anumite lăcașe de cult m-am dus și de 4 ori pe săptămână. Plus că mi-am făcut altar acasă. Eu am acasă un altar și pe undeva nu-i nevoie neapărat să fii într-o biserică tot timpul ca să te rogi. Poți să o faci și când ești tu cu tine, indiferent unde te afli. Important este beneficiul pe care îl câștigi după o astfel de experiență, de emoție. Este foarte multă înălțare aici, iar ceea ce mi-aș dori pentru viitor este un nivel foarte mare de conștiință. Mi-aș dori să reușesc să-l ating. Nici măcar nu știu dacă îl merit, dar mă gândesc că în felul nostru fiecare om are un dat. Și dacă noi am trecut prin asta, ce ar fi să alegem partea frumoasă? Una din cărțile pe care le-am citit și care m-a marcat foarte tare a fost Sfântul Închisorilor. În perioada comunismului, când o mulțime de judecători, medici, profesori au stat în pușcăriile comuniste, mi-amintesc, Doamne, a fost acest Valeriu Gafencu care dintr-o prostie Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, ulterior botezat în închisoare. Și Arsenie Boca, prigonit de securitate. Da. Arsenie Boca, am avut acces la dosarul de securitate al lui Arsenie Boca și este tulburător faptul că până în ziua plecării lui, el a fost supravegheat de către securitate, iar din dosare iese că notele erau scrise chiar spre final, când se retrăsese la Sinaia, notele erau scrise chiar de cei care aveau grijă de sănătatea lui, unele dintre note, și de altfel securitatea se știe foarte bine că l-a prigonit, l-a dezbrăcat de sutan, că există și un raport interesant făcut în ziua morții mamei, când mulți susțineau, cei care au asistat la mormântarea mamei părintelui, susțineau că l-au văzut pe părinte, cu toate că părintele era închis în acea perioadă. Și raportul e compus dintr-o filă în care se spune că n-avea cum să fie, că s-au luat legătura cu custodele locului de detenție, lagărului de muncă de la acea perioadă unde se afla, și că a spus că deținutul se afla acolo, motiv pentru care
E mult misticism, multă teorie, dar au fost foarte mulți. Radu Gir, vorbeam de poetul. A fost foarte poetul. Multă durere. Multă durere și apropiere de Dumnezeu. Radu Gir, care scria poeziile nu pe hârtie, ci în minte și le transmitea din celulă în celulă către toți deținuții ca să îl cunoască pe Dumnezeu, poezii care îl mărturiseau pe Iisus și mărturiseau mântuirea și pe Dumnezeu. Multă durere a fost și sunt martirii neamului nostru, cei care nu s-au lepădat de Dumnezeu și l-au însoțit până la moarte, mulți dintre ei. Cred că în fiecare perioadă istorică au existat martirii. Și astăzi, într-un alt fel, definitiv, poate că e nevoie de asta, poate că nu e nevoie. E greu de spus. Cert este că durerea este inimaginabilă și doar de noi depinde dacă reușim să ne revenim și să parcurgem etape noi. Și e util pentru cei care vin după noi să înțeleagă lucruri și în măsura în care pot să facă doar ce este bun pentru oameni. Pentru cei care se întreabă dacă există miracole săvârșite de Dumnezeu, există. Iată, un prim miracol este că Dumnezeu ne ajută să îi iertăm pe cei care ne-au prigonit, că Dumnezeu ne ajută să înțelegem, că Dumnezeu ne ajută și ne dă această opțiune de a păși pe această cale, cum o numeați, a înălțării. Însă eu cred că miracole sunt tot timpul și când se naște un copil, un miracol. Dar pentru că există atâtea lucruri repetitive care fac, ne umple viața permanent, nu le mai dăm valențele adecvate. Și atunci, de exemplu, libertatea pe care o avem, comune. Dar dacă vine un război, atunci privim diferit. Casa sau care ni se dacă cuvine. Suntem sănătoși și deodată vine o boală, lucrurile se schimbă. Până la urmă, trăim într-o lume cu multe miracole. Sub o formă sau alta, și perioada pandemică a fost ca o închisoare privită de unii. Da, și mai mult despre asta s-a vorbit. Dar nu s-a vorbit despre beneficiile acelei perioade. Așa este. În acea perioadă am creat, am publicat al doilea volum de poezii. A fost o perioadă când, iată, toate aceste probleme pe care noi le acuzăm, în realitate le putem încărca de fapte bune și de lucruri. Da, s-a și întâmplat, doar bune. Că nu neapărat le vedem. Pentru noi toți a fost și o perioadă grea. Era cumplit să privești ce se întâmpla în spitale. Eu însă mi-am avut COVID și am avut o perioadă dificilă. Am pierdut pe cineva drag. Însă n-am cum să nu realizez și faptul că ne-a schimbat foarte mult percepția despre lume și viață. Câți oameni nu și-au reconsiderat viețile și unii au ieșit din relații toxice de care poate trăiau de mulți ani și tot au amânat. Alții și-au schimbat joburile, alții s-au bucurat de copii mici sau au stat cu bunica la țară. Câți oameni nu și-au zugrăvit casa, deși poate de ani de zile ar fi dorit, sau și-au făcut curățenie în curte ca niciodată. Îmi amintesc că am văzut asta, era tot timpul. Adică ieșirea din confort este dificilă, însă de noi depinde să-i dăm și valențe pozitive. Sigur că sunt oameni care au pierdut și mulți membri ai familiei respect asta, însă e important pentru cei care vin după noi, care sunt mai tineri, să vadă că există întotdeauna o portiță, întotdeauna se întâmplă și lucruri bune și nu neapărat
să trăim într-o permanentă viață în care să ne plângem de milă. De noi depinde cum percepem lucrurile astea. E importantă spovedania interioară pentru a înțelege lucrurile acestea, să vorbim noi cu noi, să ne descărcăm noi în fața noastră? Este și să vorbim cât mai des cu noi înșine. Spuneam cuiva amuzându-mă că țin conferințe la mine în cap. Fiindcă vorbesc permanent, vorbesc cu mine, pentru că am nevoie să înțeleg lucruri și să privesc mereu și din punctul altuia de vedere, nu numai din punctul meu de vedere. Este nevoie de o permanentă introspecție și să nu ne aruncăm imediat de o situație critică, să vedem răul, să dăm în judecată, să... pentru un lucru poate foarte minor și nici de cum să nu vedem că mi s-a stricat imaginea pentru că tu mi-ai spus un lucru. Nu că de mine depinde ce aleg în viața asta. Dacă eu reușesc să-mi creez un echilibru interior, tu poți să vii să spui foarte multe lucruri la adresa mea. Dar eu să spun ok, le respect și cu asta basta. Ne zdruncină o opinie în momentul în care fundația noastră interioară este șubredă. Dacă ea este consolidată, nu ne poate așa zdruncina este, o opinie. Așa este, de regulă vine cu anii. Cu lectura. Cu lectura. Sunt cărțile care ne fac mai curajoși. Dar și cu exemplele pe care le avem. Copiii din ziua de astăzi nu prea au exemple. Se vorbește foarte des despre depresie, pentru că ei au nevoie să renască, tot timpul e nevoie de persoane entuziaste care să le insufle șansa incredibilă la viață și la o lume mai bună. Dar de noi, adulții, depinde cum o facem să fie mai bună. Știți, văd că la examene copiii e nevoie să aibă camere de filmat, să fie supravegheați, dar hai să întrebăm adulții dacă sunt dispuși să suporte asta. Și atunci pentru ce e nevoie să facem asta? Câte repercusiuni se pun pe un om care a fost lăsat să greșească? Dar nu ne întrebăm de unde vine? Cine a permis asta? Acum trăim experiența unor cutremure și ne întrebăm de ce clădirile sunt cum sunt, dar în momentul când s-au construit, în castele de nisip, a fost multe dintre ele, cineva care să se implice. Acum văd în presă, la televizor, că este o preocupare cine, ce blocuri a ridicat, ce a făcut. Dar dacă există o cursivitate în modul de viață, nu mai este nevoie să ne întoarcem. E nevoie ca totul să fie ridicat cu o temelie foarte puternică. Da, dar este un drum anevoios, plin de spini. Și un drum pe care dumneavoastră ați pășit și grație acestor cărți, vă mulțumesc încă o dată pentru acest dar. Cu drag. Citeam la un moment dat faptul că această carte, una dintre ele, ne poate furniza răspunsuri și că am să decupez puțin, revelează pentru întâia oară misterul vieții de după moartea pământească și voiam să subliniez cuvântul moarte. Ce este moartea pentru dumneavoastră? Trebuie să ne temem de ea?
Moartea este doar o continuare a vieții. Ea pleacă și vine, ca și viața. Însă nu suntem întotdeauna pregătiți să o întâmpinăm. E nevoie de multă evoluție pentru asta. A fost în vara aceasta Sadhguru în România. Acest om doarme 3 ore pe noapte și în rest călătorește la un nivel transcendental în lumea de unde noi venim. De unde venim? Citind cărțile acestea, am înțeles deșteptăciunea Universului. De câte ori mai descoper ceva, fiindcă n-am unitate de măsură, mă minunez. Venim din acest univers din care am descoperit mult prea puțin ca să putem răspunde la întrebarea exactă de unde venim, că îl numim Dumnezeu, univers sau altcumva. Cu siguranță mai avem încă poate milenii să studiem și să înțelegem lucruri. Însă e nevoie să parcurgem etape mai mult legate de spiritual decât de tot ce înseamnă materialul pe pământ. Revenirea din nou și din nou este tocmai pentru a ne ridica nivelul de conștiință, fiindcă de la un anumit nivel foarte mare nu mai venim. Însă până la înțelegerea lucrurilor avem nevoie, nu trebuie nimic, avem nevoie să pătimim lucruri care vin din alegerea noastră sau din răul pe care l-am creat în alte vieți. Examenele la care suntem supuși. Putem spune și așa, sigur. Deocamdată se spune atât de frumos că suntem praf de stele și suntem creați din praf de stele. Cred că e și nevoie să știți, pentru că metaforele, ca și în ansamblu, frumusețea cuvintelor dau stări memorabile, unice, așa că avem nevoie de foarte mult bine, foarte mult bine, dar binele ăsta îl putem face zi de zi, într-un mod foarte simplu. Nu e nevoie să fii bogat ca să faci bine, nu e nevoie să ai multe școli. Poate că e nevoie să ai o introspecție cu tine mai mult decât poate ai făcut-o altă dată. E nevoie de îmbrățișări în familie, este deosebit să-i mulțumești bunicii care ți-a pregătit micul dejun sau mamei care abia mai poate merge și îi cumperi o floare chiar dacă nu este 8 martie. E nevoie să căutăm lucruri în emoții care ne înalță. Este nevoie, nu trebuie nimic. Peste tot, în presă, la televizor, toată lumea spune, folosește cuvântul trebuie.
Dar când spui trebuie, ești ceva impus din afara ta. Sunt restricții, un inventar de restricții. Da. Însă în momentul în care spun am nevoie să, e nevoie să, vine din mine. Eu decid asta. Și după ce am să spun de nu știu câte ori, o să mă întreb oare chiar e nevoie să, și uite așa, încep și elimin balastul din viața mea, din familia mea, din căsnicia mea, din jobul meu. Toată lumea folosește cuvântul trebuie, dar nu este deloc util să-l folosim atât de des. Începem să înțelegem, să înțelegem și alte zone de lumină. Începem să... Avem nevoie de asta. Să ne îndepărtăm de întuneric. Avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu. Avem nevoie, evident, să citim pentru a găsi răspunsuri. Și să vedem și o altă latură a vieții, să știți. Există totuși multă superficialitate, iar eu cred că una din bolile secolului este ignoranța. Lipsa receptivității la ceea ce spune cineva sau face cineva. Atitudinea că eu sunt cel mai deștept, eu le știu pe toate și în momentul când ajung într-o funcție importantă, rad tot în jurul meu pentru că așa reușesc să mă impun. Ori nu este deloc așa. În momentul în care conducem o instituție, un departament, de exemplu, acolo pe felia fiecăruia, este cel mai ușor să distrugi, dar oare menirea ta în poziția aia este să distrugi sau să clădești? Cu ce vii tu în plus să dezvolți, cum îți pui amprenta, urma pe care o lași când pleci, indiferent că de la jobul respectiv sau familie sau viață? Aici aud vocea înțelepciunii pe care ați căpătat-o în această perioadă de lectură, de apropiere de Dumnezeu, dar deopotrivă aud și vocea omului care a lucrat într-o corporație, cazul dumneavoastră, și care ați avut în custodie departamentul de resurse umane și care v-ați ocupat de angajări, atâtea și atâtea angajări, și spuneați că ești un șef de departament sau ai un singur proiect, încearcă să construiești, nu să demolezi. Apropo de această etapă a vieții dumneavoastră, că ați lucrat la resurse umane și tot discutam despre fiica dumneavoastră și sfaturile pe care i le-ați predat de fiecare dată. Acum, dacă e să vă asculte cineva, pentru că probabil ați făcut mii de angajări, dacă e să vă asculte un tânăr, are 19 ani, 18 ani, 20 de ani, dacă e să vă asculte, cum ar trebui un tânăr să se prezinte în fața unui angajator, un pretendent? Poate puțin știu despre dumneavoastră că v-ați ocupat într-o etapă a vieții de acest lucru. Cum ar trebui un tânăr să se prezinte în fața angajatorului? Ca să răspund la întrebarea aceasta, e nevoie să dezvolt puțin contextul. Eu am condus timp de 10 ani un departament de resurse umane și am intervievat două promoții de MBA canadian. Deci oameni care aveau între 25 și 45-50 de ani. Am avut un singur caz când un băiat de 25 de ani a terminat MBA-ul și spunea, bun, și eu ce fac acum, că nu știu unde să mă duc. Există acești, se numesc vești studenți, care au capacitatea de memorare și realmente fac școli peste școli, însă în momentul în care e nevoie să punem practică, aici e mai greu.
În primul rând, un MBA e util să fie făcut cel de vreme la 35 de ani. Dar în principiu 40-45, pentru că ai avut timp să parcurgi etape, să vezi practic cum decurge procesul de muncă, capacitatea ta de înțelegere a lucrurilor. Adică e nevoie de mai multe etape. În ceea ce privește un tânăr, aici avem două aspecte, pentru că văd constant că se arată cu degetul tinerii astăzi. Însă tinerii sunt consecința adulților. Și nu de acum. De 30 de ani, peste 30 de ani, sunt de la Revoluție. Ce exemple am avut? Ce continuitate în lucruri? Pentru că astăzi o mulțime se duc și stau puțin la lucru și nu i-a plăcut, pleacă. Da? Bun. Ideea este că dacă noi n-am avut continuitate în zona politică, socială, nu am parcurs etape care să fie exemple pentru acești copii, de ce astăzi avem pretenția ca ei să fie altfel? Dacă noi nu i-am clădit așa. Dăm o conotație negativă faptul că ei stau pe calculator. Eu sunt pentru a citi pe gadget-uri. Sunt. Dacă el s-a născut așa, copilul meu a învățat singur să lucreze. Știa lucruri și acum știe mai bine ca mine. Și atunci, dacă are această valență, e clar că el va trăi într-un alt sistem. Noi nu aveam, dacă aveam un magnetofon sau un casetofon, spuneam că, Doamne Dumnezeule, cum suntem? Ori ei au crescut cu toate astea. Dacă au crescut, poate că e util să-i lăsăm să le în niște, da, dar în niște limite, sunt de acord. Însă dacă tu ți-ți place să citești și citești, dar îți place să citești de pe un notebook, atunci citește de pe un notebook. Ne întoarcem permanent la a citi, a citi, a citi, a citi. Pentru a că eu nu cred, însă și informația e mult mai mare astăzi pentru ei decât a fost pentru noi. Și trăiesc într-un amalgam de emoții, de experiențe care se succed foarte repede. Și atunci, sigur că nu înțeleg de ce se întâmplă. Eu cred că psihologii au un rol foarte important și ar fi nevoie să fie câțiva într-o școală și că la anumite vârste e nevoie să li se explice inclusiv din experiența unor oameni importanți din societate prin ce au trecut, pentru că foarte mulți au trăit drame inimaginabile, experiențe pe care eu sau dumneavoastră sau foarte mult le-am citit de acum sute de ani, poate, din experiențele altora. Deci ei au nevoie de valori clare care să se vadă, să fie calați către un drum în care să li se vorbească și de bine, nu numai de rău. Dacă auzi, Dumnezeule, câte lucruri agresive se întâmplă și între profesor și elev, între călugăr și copil, între părinte și copil, atunci e foarte greu să avem pretenția ca un tânăr de 20 de ani să fie într-un fel. E nevoie să fie încălzit sufletește,
armonizați cu valori reale, permanent, că altfel sunt hopuri. Și dacă noi tăim în hopuri, de ce ne mirăm că și ei trăiesc tot așa? Și că se duc, stau 2 luni și pleacă în altă parte? Este nevoie de o maturizare cu adevărat a adulților. Acelor care pot fi exemplu. Da, da. Și o deschidere către spiritualitate, bugetele pentru învățământ, e nevoie, nu trebuie, e nevoie să fie imense. Dacă vrem să avem oameni de bază într-o societate ca asta de astăzi, e nevoie ca de acum și în 10 ani, să perseverăm pentru asta. N-ai investi pentru a însănătoși societatea. Da. Pentru că, din păcate, au fost 30 de ani de abandon. Au fost, din care în jur de 15 a fost foarte rău. În care n-am văzut decât pușcării, medici, Cătușe, profesori, oameni care au făcut istorie cu ceea ce au creat ei, au uitat în pușcării și la ce ne ajută asta. Ce exemple putem noi să dăm? Ne întrebăm de ce copiii trăiesc depresii? Asta este consecința. Suferința părinților care veneau acasă cu sabia lui Damocles deasupra capului și nu știau ce se întâmplă mâine. Dumneavoastră credeți că noi am trăit doar cei 3 ani? Nu! Am trăit încă 4 de dinainte. Minim în care am stat cu sabia lui Damocles și era din ce în ce mai aproape. Și după, ca să ți revii, să ai forța inimaginabilă să ceri de la tine, de fapt, mult, cât mai mult. Dar vedeți că despre genul acesta de experiențe foarte puțin se vorbește. Cred că trăim o spoială, mai mult sau mai puțin. Sigur, sunt emisiuni de divertisment foarte utile care ajută omul să se simtă și bine. Sunt spectacole, sunt oameni care muncesc, de exemplu, să facă balet sau pictură într-un mod către perfecțiune, însă e nevoie ca, mergând unul lângă altul, să ne scuipăm, să ne dăm voie. A fost nevoie să ajung la 50 de ani ca să aud pe cineva, un om foarte drag mie, spunând: dați-vă voie, dă-ți voie tu, ție, omule drag, să faci lucruri, fiindcă de mici am fost educați că n-avem voie, n-avem voie. Că trebuie. Și că da, că trebuie. În regimentare, în precepte și în prejudecăți. Paradigmele de gândire avem nevoie să le eliberăm. Să trăim frumos într-o lume pe care noi o facem să fie cum este astăzi sau cum poate să devină. Și dacă se poate, să arătăm cu degetul cât mai puțin. Pentru că este extrem de util să începem cu noi înșine. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întâia apariția dumneavoastră într-un podcast și vă mulțumesc pentru că astăzi și studioul a luminat frumos. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să folosesc o frază de încheiere și să mă uit în ochii celor care vă urmăresc și să spun așa: omule drag,
indiferent cine ești tu. Te invit să iei aminte. Tot ce ai îți poate lua oricine. Dar ceea ce ești cu adevărat, nu ți-a nimeni niciodată. Vă mulțumesc încă o dată și vouă, dragilor, până săptămâna viitoare, eu v-aș spune doar atât, dați-vă voie să fiți cine sunteți cu adevărat, dați-vă voie să citiți, dați-vă voie să iubiți pe Dumnezeu, dați-vă voie să faceți fapte bune, dați-vă voie să iubiți, dați-vă voie să faceți lucruri care luminează. Vă mulțumesc că ați rămas cu noi până acum, toate cele bune până săptămâna viitoare.